foarte mult timp pe măsurile care se iau, de ce se iau, care e motivul lor. Deci toată lumea observă că avem o creștere continuă a cazurilor. Suntem pe un trend ascendent important. Noi când punem aceste măsuri, încercăm prin ele să reducem expunerea, să reducem transmiterea. Apelul nostru către populația este să înțeleagă situația și să fie partener cu noi în respectarea acestor reguli și acestor prevederi care sunt emise prin hotărâri al CNSU-ului sau prin hotărâri de guvern. Este extrem de important acest lucru, pentru că sunt foarte mulți în domeniul, să zicem, online, chiar și unii care declară acest lucru în alte spații publice, care îndeamnă populația la nerespectarea regulilor. Și acest lucru nu va duce decât la agravarea situației. Da. Îndemnarea populației la nerespectarea regulilor nu înseamnă decât în plus pacienți și probabil în plus persoane decedate. Deci este un apel care îl fac încă o dată și cum a făcut și domnul ministru Tătaru. Respectarea regulilor în aceste zile este extrem de importantă și noi nu putem lucra fără parteneriatul cu populația, cu autoritățile locale, cu toate instituțiile. Nu poate o singură entitate să rezolve problemele. Și atunci, încă o dată, prin dumneavoastră, transmit populației să se gândească la sănătatea lor și a celor apropiați lor și să respecte regulile care sunt recomandate sau care sunt obligatorii. Dar nu este o lipsă de coordonare în același timp la nivelul Ministerului de Interne, pentru că decizia a fost luată de încă o dată vă spun, nu știu despre ce este vorba, nu știu dacă a fost dat ordin sau ceva, deci aici trebuie discutat, mai ales pe partea de ordine publică, dar la acest moment eu astăzi sunt aici de la ora 10 dimineața și chiar nu știu aceste teme. Și deci o clarificare în ceea ce spuneți, prevederile care au rămas, evenimentele private, nu s-a modificat nimic în ceea ce privește recomandarea. Evenimentele private, dacă am omis să vorbesc despre ele, da, rămân evenimentele private restricționate, adică interzise în spațiile închise și publice pe plan național. Deci acest lucru este confirmat și prin hotărârea de guvern. Vă rog. Bună ziua, Alexandra Popescu, Antena 1 Observator. Domnule Arafat, în momentul de față, în București, avem o rată de infectare de 2,82. Aș vrea să vă întreb dacă de mâine, având în vedere că va intra în vigoare noua hotărâre de guvern, această rată se va infecta, având în vedere că nu vor mai intra focarele în acest calcul. Da, deci mai e un aspect care vreau să-l subliniez și care îl prevede hotărârea de guvern și mulțumesc pentru întrebare. Este aspectul că referință va fi la cifrele din evidența populației. De acum toate referințele pe incidențe vor fi făcute în bază cifrelor de evidență a populației. Cifre care se actualizează săptămânal. Deci asta înseamnă că centrele județene de conducere și coordonare a intervenției, Centrul Național, fiecare zi vor calcula incidența pe ultima cifră care o au de la evidența populației. Dacă cifră trece de 3 la 1000, prevede hotărârea de guvern și hotărârea CNSU că în maxim 48 de ore prefectură sau comitetul județean sau comitetul municipiului București constată cifra respectivă și intră toate măsurile automat. Toate măsurile care sunt luate prin hotărârea CNSU sau hotărârea de guvern devin aplicabile. Adică aici nu mai avem, și astăzi s-a încercat, să se evite să existe diferite măsuri luate în diferite zone. Deci sunt măsurile stabilite, în momentul în care s-a intrat pe cifra respectivă, în 48 de ore Comitetul Municipal sau Județean constată și intră absolut toate măsurile care sunt prevăzute, intră în vigoare. Dar această rată de infectare va scădea începând de mâine, având în vedere că eu pot să vă spun, noi am făcut un calcul și nu e nici un secret comparativ între cifra, de exemplu, de 2,82 și dacă ne-am fi referit la cifra de astăzi a evidenței populației, diferența este de 0,05, adică ar fi fost nesemnificativă. Iar dacă se scad focarele?
Aici sunt scăzute focarele, da. Deci la cifra de astăzi sunt excluse focarele? Din ce știu, da. Deci, de regulă, noi focarele le excludem. Dacă nu au fost excluse până acum, de acum vor fi excluse 100%. Dar din ce știu, că în ultima perioadă focarele mari, focarele în gen spitale și asta, nu au intrat, de fapt, în calculele noastre. Dar cert este că de când se publică hotărârea, referințele vor deveni clar pe partea de evidența populației, ea va fi singura referință, și focarele, cert, dacă cineva nu l-a exclus, o să înceapă să le excludă obligatoriu, și aici vorbim de centrele rezidențiale, spitale, în mod deosebit, ca să nu intre în calculul general al ratei. Până seara, aveam să vă întreb dacă la capitolul reguli pentru campanie s-a schimbat ceva sau totul a rămas la fel cum a fost. La ce reguli, vă rog? Reguli pentru campania electorală. Numărul de participanți, dacă a rămas... Numărul de participanți a rămas cum am anunțat ieri. În interior 20 de persoane, în exterior 50 de persoane. Nu s-a schimbat. Și la... vorbea premierul astăzi de asimptomaticii care nu ar mai putea să nu mai meargă la spital să fie tratați acasă. Este inclusă cumva această prevedere? Nu în această hotărâre. Este un proiect de ordonanță de urgență care l-a pregătit Ministerul Sănătății. Astăzi a fost în prima prezentare, deci acolo se vor face anumite modificări legislative, pentru că aici este prevăzut prin legea 136, astfel încât persoanele asimptomatice să fie abordate altfel, așa cum recomandă grupul medical care se ocupă de acest lucru. Mai vorba premierul, dacă îmi permiteți, despre o posibilitate de a crește capacitatea DSP, tocmai pentru a debloca situațiile din acest moment în care există o aglomerare, practic. Oamenii solicită să facă aceste teste. Problema este că, în continuare, personalul este insuficient. Ieri ce am făcut noi, mai ales la nivelul Bucureștiului, ieri după masă, de fapt, am dat o dispoziție prin care am detașat și mijloace de transport de la inspectoratele pentru situații de urgență către Inspectoratul pentru situații de urgență București. Inclusiv am pus la dispoziție mașini pentru personal care l-a asigurat Direcția de Sănătate Publică ca să suplimenteze forțele pentru recoltare și pentru transport. Pentru transportul celor ușor simptomatici sau asimptomatici. Am văzut niște discuții pe tema asta și vreau să o clarific. Dacă un microbuz este folosit ca să transporte 4 pozitiv împreună, acest lucru nu reprezintă o problemă, pentru că toți 4 sunt pozitivi. Ce nu putem pune în aceeași mașină sunt suspecții, pentru că nu știm dacă sunt siguri și acolo trebuie asigurată o ambulanță separată pentru fiecare suspect. Dar când știm că sunt pozitivi și se duc la evaluare, este foarte posibil să punem mai multe persoane în mijlocul de transport. Pentru că clar că aceste persoane nu pot circula cu mijloace de transport public în comun sau cu alte mijloace și trebuie să fie într-un mediu controlat. Și de aici noi am venit la concluzia că trebuie să suplimentăm resursele de ieri, mai ales când ne-a semnalat inclusiv serviciul de ambulanță București, când am văzut că crește destul de mult numărul solicitărilor. Dar apelul către populație este următorul lucru. Să nu apeleze la 112 pur și simplu pentru a fi testat. Să nu apeleze la 112 și să spună că au lipsă de gust, lipsă de miros, numai că să vină cineva să îi testeze. Asta încarcă foarte mult sistemul de urgență. Apelurile la 112 trebuie să fie apeluri de urgență. Persoane care au rămas acasă pozitive, dacă se agravează situația lor, da, apelează la 112. Dar cineva care dorește să meargă doar pentru evaluare, există celelalte numere de telefon și call center-ul de la DSP. Deci 112 rămâne un număr excepțional pentru urgențe și asta e rugămintea noastră către toată populația, pentru că se simte presiunea că oamenii apelează la 112 pentru situații care nu sunt situații critice, iar în această fază nu mai putem satisface situațiile respective și vor avea timp îndelungat de așteptare până se ajunge la ei dacă nu sunt, bineînțeles, critici și în același timp este posibil să iau ambulanța de la un caz critic pentru un caz care poate cineva a exagerat simptomele la telefon ca să ajungă ambulanța la el. Vă întrebam pentru că am primit și noi foarte multe apeluri de la oameni care se plâng inclusiv de faptul că dacă este contact și nu are
simptome, rămâne în... Dacă este contact și nu are simptome, rămâne acasă 14 zile. Dacă este contact și nu are simptome, nu este obligatorie testarea, dar este obligatorie carantinarea la domiciliu 14 zile. Deci asta este regulă. Iar de a da telefon pentru a solicita testare, pentru că doresc testare, asta încarcă foarte mult sistemul și ne redirecționează către cazuri mai simple decât să ne ocupăm de cazurile care sunt mai complexe. Problema este că oamenii sunt nemulțumiți inclusiv pentru faptul că nu li se răspunde la telefon, măcar să îi lămurească. Eu știu și aici premierul astăzi a subliniat acest lucru, că să fie cooptate și alte resurse pentru răspuns la telefon și pentru asigurarea call center-ului. Deci știu că există plan de creștere a acestor capacități la nivelul DSP București prin colaborare și cu alte entități. Dar nu există un orizont de timp, e ultima întrebare. Cel mai scurt timp, deci știu că a fost discutată treaba, deci ar trebui să fie implementate cât mai rapid, pentru că nevoia este acum, nu putem aștepta foarte mult. Și o clarificare, dacă se mai poate, tocmai pentru a reduce presiunea asupra sistemului de ambulanțe, cei care au rezultat pozitiv se pot deplasa singuri cu mașina până la... pentru a face evaluarea? Deci... Aici din nou venim la următorul aspect. Dacă situația este ușoară, situația este, cum să spun, cu simptome ușoare sau asimptomatic, trebuie să fie programat și trebuie să discute totuși cu direcția sanitară, pentru că riscăm să se prezinte 100 de persoane cu mașinile și să decidă tot să meargă la Matei Balci. Și atunci am blocat Matei Balci. Deci recomandabil totuși este, dacă e urgența, dacă cineva care chiar e rău sună la 112, dacă nu este urgență, să se planifice împreună cu DSP-ul. Aș mai vrea o clarificare, spuneați mai devreme, legat de Sfânta Parascheva, că nu știți de vreun ordin care să fi permis celor credincioșilor să intre. Totuși, cum vă explicați faptul că au intrat cei care nu erau rezidenți? Deci, încă o dată vă spun, vă rog să vă înțelegeți, nu pot să răspund în locul colegilor de la ordine publică. Deci aici trebuie discutat și văzut ce s-a întâmplat exact, care au fost situația exactă, decât să o comentez aici și să vă dau informații care nu sunt corecte. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Nu mai sunt alte întrebări pentru domnul secretar de stat. Vă mulțumesc, domnul Arafat. Mulțumesc.